Vreme bună, iarbă verde, muzică de petrecere asigurată de ansamblul profesionist Doina Oltului au fost ingredientele unei după-amiezi de mai pe care liderii PSD Olt au petrecut-o alături de alegători. Nu au ținut discursuri politice pe scenă, ci au preferat să vorbească cu oamenii care au ieșit din case, profitând de vremea bună. PSD Slatina a dat un nume ciclului de evenimente românești. PSD păstrează tradiția, iată că și astăzi, așa cum am obișnuit în fiecare an, PSD păstrează tradiția, sărbătorește 1 mai și românii, bineînțeles că nu trebuie să uite, să petreacă românește și să fie mândri că sunt români. Se vede o echipă, o echipă care știe să și distreze, dar știe care știe să și muncească. Și am încercat să profităm de această minunată zi, ca tot românul de altfel, și să demonstrăm încă o dată, dacă mai era nevoie, că știm să ne distrăm. Urmează o perioadă extrem de importantă pentru noi ca și partid. Este un prilej de a ne bucura împreună, de a comunica, de a face planuri de viitor și de a ne simți bine alături, unii alături de alții, toți membrii comunității slătinene. Dincolo de a fi mândri că suntem români, eu sunt mândru că sunt slătinean și mândru că sunt locuitor al județului Olt, pentru că avem oameni gospodari, oameni frumoși, oameni care știu, iată, să muncească, dar știu să se și distreze frumos atunci când este cazul. Iar oamenii s-au bucurat de vremea bună și de o zi frumoasă la pădure, cu muzică și dansuri populare. E frumoasă ziua asta de 1 mai la pădure! E foarte frumoasă și ne bucurăm de ziua de 1 mai, ziua oamenilor muncii. Timpul a fost cu noi așa cum îi trebuie PSD-ului, un timp frumos pentru totdeauna. Liderii PSD Olt nu le-au făcut promisiuni electorale, ci le-au spus că Europa se va schimba odată cu aceste alegeri, dar că, înainte de toate, românii trebuie să înțeleagă că au multe motive de mândrie pe care le pot arăta europenilor. Alături de conducerea partidului au fost și parlamentarii olteni. Indiferent ce colț al lumei am fi, noi românii să spunem cu mândrie și cu mare bucurie că suntem români. Eu cred că această perioadă este aproape, cred că lumea se va schimba foarte repede, cred că România se va schimba rapid. Noi socialiști, în frunte cu Victor Ponta, cu Martin Schulz, putem să schimbăm nu numai România, Europa putem să o schimbăm. Eu sunt convins că în următoarea perioadă Uniunea Europeană va fi motorul economic al acestei planete, nu să rămână doar leagănul culturii și al civilizației acestei lumi.